Începând de mâine și până duminică, prazul, zaibărul și glumele vor fi cuvintele de ordine la Slatina. Primăria deschide porțile celei de-a 22-a ediție a Festivalului Oltenii și Restul Lumii. Începând de mâine, joi 6 octombrie, va avea loc Festivalul Oltenii și Restul Lumii. La ora 10:10 va avea loc primirea invitațiilor în sala Consiliului Județean, după care ne vom deplasa la podul Olt, unde vom face vama oltănescă în jurul orei 11:30, unde va avea loc și sceneta Olteanu și Tehnologia. Noutatea de anul acesta o reprezintă faptul că circulația nu va mai fi oprită la podul Olt. După deschiderea vamei, pe esplanadă se va da cep butoiului cu vin și va fi deschis biroul mobil, unde se va aplica moaca pe pașaportul de Oltean. Pe perioada festivalului vor avea loc concursuri de caricatură, epigrame și interpretare, expoziții de fotografie umoristică și proiecții de film. Invităm locuitorii Slatinei și ai județului Olt în fiecare zi pe scena instalată în fața Salei de Cultură a Sindicatelor, unde va avea loc în cele 4 zile de festival programe foarte frumoase de muzică populară, susținute de peste 30 de ansambluri artistice din județ, în zilele de joi, vineri și sâmbătă, începând cu ora 16:30 până la ora 20, iar duminică, începând cu aceeași oră, va fi un concert foarte important al ansamblului profesionist al județului Olt, Doina Oltului. În fiecare seară, autoritățile locale au pregătit și recitaluri surpriză pentru olteni. Pe scena amenajată în aer liber vor urca nume sonore ale muzicii românești. Vom avea invitații de marcă în fiecare seară, începând cu ora 8 până la ora 10. Joi seara va fi grupul Vouă, după care trupa Lutus până la ora 10. Vineri vom avea pe cantautorul Ion Popa și Puia, după care sâmbătă Lora va închide în jurul orei 11 scena. Duminică va fi Vârful, unde va cânta prima dată DJ Project și Andra de la ora 9 până la ora 10. Duminică, pe scena Centrului Cultural Eugen Ionescu, slătinenii vor putea urmări piesa de teatru Amadeus, din a cărui distribuție face parte îndrăgitul actor Ion Dichiseanu.